Seceta din vara aceasta i-a îngrijorat pe fermieri, dar și pe reprezentanții instituțiilor publice, mai exact pe cei din Ministerul Agriculturii și Ministerul Administrației. La nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău s-a adaptat un plan de măsuri pentru combaterea efectelor secetei pe termen scurt și mediu. Seceta și efectele acesteia reprezintă una dintre prioritățile instituției prefectului. La această oră, prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, se monitorizează și se înregistrează pagubele cuantificate în această perioadă de secetă. Până la data la care discutăm, avem transmise către minister și către guvern toată situația din județul Bacău. Am primit deja semnale că în ședințele următoare de guvern vor fi stabilite despăgubirile care vor fi acordate celor care au suferit de pe urma secetei. În județ există mici suprafețe de teren agricol afectate grav de lipsa precipitațiilor. Procentul este cuprins între 30 și 100% în unele comune, ca Măgura sau Motoșeni. Cele mai afectate sunt culturile de porumb. Din 319.720 de hectare de teren cultivat, sunt afectate de secetă 44.154 de hectare, dar numai pe 1.927 de hectare gradul de dăunare este de 100%. Peste 30% sunt afectate 42.238 de hectare. Din păcate, doar 1.535 de hectare sunt asigurate. Prin comitetele pentru situații de urgență se monitorizează și se calculează pagubele, urmând ca Ministerul Agriculturii să acorde despăgubiri.